salut și bine ați venit la Marea Docherială, așa cum a anunțat colegul meu Bozan. În această seară o să discutăm despre Docker Compose și cum mai putem avea grijă ca serviciile orchestrate să fie pornite în ordinea corectă. Câteva date despre mine, sunt technically la iQuest, în momentul de față lucrez la o aplicație de smart home, ce menționa colegul meu Andrei. Dacă doriți mai multe detalii despre mine, puteți găsi pe LinkedIn, pe GitHub și de asemenea, de câteva luni am început să scriu niște articole pe blogul meu, în special legate de Docker. Și prezentarea din această seară se bazează pe experiența care am dobândit-o făcând cercetări pentru orchestrarea făcută cu Docker Compose. Bun. Astăzi vom acoperi partea de orchestrare cu Docker Compose, vom vorbi un pic despre cum se determină starea de sănătate a unui container și vom vorbi de câteva modalități prin care putem să ne asigurăm că un serviciu este pornit, așa încât un serviciu care depinde de primul poate porni la rândul lui. De asemenea, toate materialele pe care le menționez sunt publicate pe GitHub și o să vă arăt și pagina de referințe în cazul în care vreți să faceți cercetări sau să porniți de acolo, o să aveți link-uri cu toate materialele care le menționez eu. Și cel mai important, facem un demo. Peste partea teoretică vreau să sar destul de repede, tocmai ca să ne concentrăm pe partea practică. Și la sfârșit avem și secțiune de întrebări și răspunsuri. Bun. Ce vrem noi de fapt să facem aici? Gândiți-vă că avem niște servicii care compun o aplicație. Clasicul exemplu ar fi o aplicație web în care am, să zicem, front-end, back-end și baza de date. Când pornești aplicația web, aș vrea ca baza de date să fie up and running, așa încât aplicația web, când pornește, să aibă o bază dată la care să se poată conecta. Și aceasta este o problemă, fiindcă orchestratorul, în speță Docker Compose, trebuie să pornească aceste servicii și, din punctul lui de vedere, el nu știe legătura dintre ele. Și atunci există anumite modalități prin care noi putem explica această legătură, așa încât orchestratorul să nu pornească serviciul de aplicație web până nu a pornit serviciul de bază date. Și aici sunt niște probleme, cum anume identificăm că acel serviciu nu doar că a pornit, dar este gata să răspundă la cereri. De exemplu, o bază de date are un proces de boot în care citește niște link-uri de pe disk și pregătește anumite procese și în momentul în care pornește serviciu, respectiv momentul în care este gata ca baza de date să accepte conexiuni, există o cuantă de timp acolo. Și o să vedeți câteva soluții. Docker Compose a venit cu o directivă numită Depend Zone, dar recomandările oficiale se bazează pe lucruri de care trebuie să aibă grijă dezvoltatorul. Ei cumva s-au spălat pe mâini, au zis, băi, e o problemă mult prea complexă pentru noi, vă descurcați voi, noi vă dăm niște chestii așa foarte, foarte basic, dar cumva ei recomandă ca dezvoltatorul de aplicații să aibă el grijă să-și rezolvă problema de dependență în serviciile lui. Bun. Ce este Docker Compose? Este un motor de orchestrat containere Docker. El poate orchestra servicii pe o singură gazdă, fie locală, fie remote. Dacă vrem orchestrare de containere Docker pe mai multe gazde, deja vorbim de Docker Swarm sau Kubernetes sau Mesos sau orice alt orchestrator. Un serviciu înseamnă o imagine Docker. Și orchestratorul se bazează pe un fișier de compoziție în care sunt listate serviciile și orice alți parametri. Iar o comandă super banală, Docker Compose App, și așa se pune toate serviciile declarate în acel fișier care este în format YAML. Bun. Dependența asta de servicii, faptul că un serviciu trebuie să pornească numai după ce un alt serviciu a pornit și este gata să preia request-uri, noi o vom implementa bazându-ne pe health check-ul introdus în Docker, începând cu versiunea 1.12. Ei ce au zis, fiecare container conține o anumită logică, că este bază de date, că este un container de orice altceva, și acel container trebuie să spună engine-ului de Docker când a ajuns în starea aia healthy. Ce înseamnă healthy depinde la container la container. În cazul nostru, bază de date, după ce și-a terminat procesul de bootstrap,
va spune, ok, am ajuns în acea stare în care pot accepta conexiuni. Și atunci noi ne vom baza pe acest health check pentru a porni serviciul aplicație web. În cazul meu este o aplicație consolă chiar, doar după ce baza dată este pornită. Bun. Unul dintre mecanismele de a detecta că un serviciu este up and running poate fi făcut cu port checking. Ce înseamnă? De regulă, serviciile expun niște porturi, așa încât cei din afară se poată comunica cu el. De exemplu, la o bază dată, să luăm MySQL. MySQL folosește portul 3306. Și atunci eu, dacă vreau să mă conectez la baza de date, știu că în spate este un MySQL, deci trebuie să verific dacă portul 3306 este deschis. Numai că simplu fapt că un port este deschis nu înseamnă că de cealaltă parte este cineva capabil să răspundă cererii mele. Și de aceea port checking-ul nu este suficient, deși este listat de Docker Compose ca și un mecanism de a rezolva problema asta de startup. Și eu, dacă o să avem timp, în demo o să vă arăt inclusiv o soluție care merge dincolo de doar un simplu port check. De asemenea, în cadrul demo-ului o să folosim Docker Engine API. Ce este acesta? Este un mecanism prin care noi putem interacționa cu daemonul de Docker, acea componentă software care, de fapt, rulează containerele Docker. Și ce înseamnă? Este un API RESTful care poate fi accesat, de exemplu, printr-un socket. Și ce vedeți aici? Unix socket. Ori este? Parcă era și... Era și un pointer, da, care? Ăsta, ia uite-l. Da, mulțumesc frumos, ești foarte drăguț. Ok? Deci, partea cheie este faptul că eu aici pornesc un container care ce face? Rulează o comandă curl, adică un client HTTP care încearcă să trimite un request la această adresă și containerul meu va comunica cu daemonul de Docker prin acest Docker socket și de asemenea curl-ul are opțiunea Unix socket, așa încât când se rulează acest request, vedeți aici nu este neapărat o gazdă, nu este o gazdă și un port, dar fiindcă este specificat aici Unix socket, în felul ăsta eu pot interacționa cu daemonul de Docker și în cazul ăsta pot să listez toate containerele care rulează pe acea gazdă de Docker. Și ăsta este unul dintre mecanismele cu care vom putea orchestra startup-ul de servicii. Cum am zis, ca și referințe, le găsim pe GitHub. Oricum, se va trimite un mail cu feedback și cu alte informații peste câteva zile și acolo veți avea și asemenea link-uri către slide-uri și orice altceva. No. Deci aici este acest repo pe GitHub unde găsiți absolut toate referințele și o să pun inclusiv link-ul către slide-uri, dacă o să avem și video, o să pun și link-ul de YouTube și toate lucrurile care mai sunt pe aici. Bun. Deci teoretic aici am încercat să surprind toate aspectele tehnice, nu o să intru foarte mult în detalii, o să le acopăr în partea de demo. Bun. Demo-ul, dacă avem timp, o să conțină 3 părți, dacă nu, măcar 2. Prima oară o să vedem suport out of the box oferit de Docker Compose, în ceea ce privește startup-ul de servicii. După aceea o să vă arăt o soluție bazată pe Docker Engine API și dacă avem timp, o să vă arăt un pic și partea de port checking. Bun. Ok. Demo-ul constă în orchestrarea a două servicii. Avem un serviciu de bază de date, un PostgreSQL, versiunea 10, respectiv o aplicație consolă scrisă în .NET Core. Ambele servicii rulează ca și containere Docker și eu vreau să mă asigur când pornește aplicația consolă, ea se poate conecta la baza de date și poate citi niște metadate din această bază de date. Și apoi le printează la consolă. Cam asta este setup-ul. Accentul nu pică pe cod, ci efectiv pe orchestrarea acestor servicii. Și doar așa ca să vedeți un pic cam ce presupune aplicația mea. Deci este o aplicație consolă .NET Core. Voi executa un select pe information schema tables.
Multe motoare de bazată expun această schemă, pur și simplu sunt metadate. Strict vorbind aici, voi lista toate tabelele care le găsesc în baza mea de date. Ordonate după schemă, după nume și după tip. Bun, și aici este o aplicație consolă care ce face? Va citi connection string-ul la baza date dintr-o variabilă de sistem și apoi deschide o conexiune la PostgreSQL și execută respectivul select, după care listează informațiile la consolă sub o formă structurată ca un tabel, după care, evident, se închide tranzacția și se face clean-up de resurse. Bun, deci, după cum vedeți, este un exemplu super chiar, foarte primitiv, nu insist foarte mult pe el. Proiectul, pur și simplu, cum am zis, .NET Core 2.1 și am aici niște referințe la un pachet NuGet cu care accesez baza date PostgreSQL. Mai multe informații o să găsiți în pagina de referință. Bun, și am spus că vreau să vă arăt mai întâi suportul out of the box, care vine cu Docker Compose. Bun. Docker Compose-ul, am zis că funcționează cu un fișier de compoziție, un fișier în format YAML. Se vede bine? Ok. Și acest fișier ce face în momentul de față? Declară cele două servicii. Am aplicația, care se bazează pe o imagine Docker ce conține aplicația .NET Core. Aici apasez variabila de sistem în care menționez serverul de bază date și vedeți, hostul indică acest serviciu de aici. Asta este o chestie, Docker Compose-ul când pornește serviciile, va crea și o rețea virtuală în care serviciile se văd după numele lor declarat aici, deci nu trebuie să știu hostname-ul sau IP-uri și portul acesta este portul intern al containerului. Nu trebuie să-l mapez la un port extern. Și comunicarea între aceste două servicii o realizează Docker Compose-ul. O să vedem când pornim Compose-ul, o să vedeți listat și un mesaj legat de ceva rețea. Bun. Și atunci mă pot conecta la serverul de PostgreSQL. După cum vedeți, este versiunea 10.4 construită pe o bază de Alpine, așa încât imaginea este foarte mică, e undeva sub 50 de mega. Mă conectez la baza de date al cărui nume este parametrizat, folosind credențiale iarăși la rândul lor parametrizate. Iar baza de date își raportează starea de sănătate, deci aici deja vorbim de suport built-in Docker Compose, folosind o funcție pgisReady. Asta este un tool care vine cu imaginea oficială de Postgre, pur și simplu face un ping care vede dacă respectiva bază de date este disponibilă sau nu. Și atunci, când pornește acest serviciu de bază de date, el zice, am ajuns în starea healthy în momentul în care funcția aceasta returnează valoarea 0. În cazul meu, baza de date este disponibilă pentru orice conexiune. Deci ăsta este momentul în care aplicația mea consolă, dacă se va conecta la această bază de date, sigur o va găsi disponibilă. Și asta înseamnă soluția la problema mea. Serviciul de aplicație va porni numai după ce serviciul de bază de date ajunge în starea asta healthy. Și atunci trebuie să indic cum testez eu health check-ul. Pur și simplu voi face un ping către baza de date cu username-ul meu și dacă acest pgisReady găsește baza de date online, va returna 0. Și în acel moment Docker Compose va porni și serviciul meu cu numele de app. Bun, și aici se pasează niște variabile de sistem pentru a indica, ok, care este numele bazei de date și care sunt credențialele cu care mă pot conecta. Aici este portul bazei de date, 5432. Nu mă interesează să-l mapez la un port pe gazdă, fiindcă nu vreau să accesez baza de date din afara compoziției. Și aici montez un volum așa încât fișierele bazei de date să se persiste în afara containerului, să se persiste pe acest laptop, în cazul în care știu eu vreau să fac un backup sau vreau să refolosesc baza de date în afara acestei compoziții. Bun, deci acesta este un setup clasic de Docker Compose. Ok. Se vede bine, da? Bun. Și aici ce am? Am fișierul de compoziție
Sursele reprezintă codul meu sursă, codul .NET Core, iar Dockerfile-ul reprezintă imaginea Docker cu ce va rula aplicația .NET Core. Haideți să vă și arăt cum arată, să vă arăt fișierul. Deci aici ce fac, plec de la o imagine de bază făcută de Microsoft și aici folosesc fișierul numit Multistage Build, dacă ați auzit vreodată de chestia asta. Ce fac, vedeți, am două instrucțiuni de from. În primă fază voi folosi imaginea de .NET Core 2.1 SDK pentru a compila aplicația mea, iar apoi, în a doua fază de build, de aceea se numește Multistage Build, în stadiul 2, preiau rezultatul build-ului și voi rula respectivul DLL. Și atunci Multistage Build înseamnă cel puțin două from-uri. Iar al doilea from se bazează pe o imagine de runtime, care este mult mai mică. Prima are cam 1,5 giga, a doua are undeva sub 100 de mega. Și atunci imaginea mea finală, care va rula aplicația consolă, are undeva cam la 88 de mega. Deci este ceva extrem de mic. Bun. Și atunci, cum voi lua comanda? Acesta. Aici, eu aș putea să renunț la primele două comenzi. În prima fază, vreau să opresc orice serviciu care a fost pornit și să șterg imaginile locale. Apoi vreau să rulez un build, fiindcă în fișierul de compoziție construiam imaginea care rulează aplicația .NET Core și apoi vreau să pornesc serviciul de aplicație. Și asta ce înseamnă? Că cum v-am zis, mesajul de networking, deci asta este o chestie care o face compoze automat. Eu am mai rulat deja comenzile acestea, de asta build-ul de imagine Docker este instant. Și vedeți, mai întâi el încearcă să pornească serviciul de bază de date. Prin convenție, el ia numele folderului și creează un nume bazat pe concatenarea folderului, curent numele de serviciu, respectiv unul, fiindcă am o singură replică. De asta este numele ăsta de serviciu un pic mai lung. Și el, în acest moment, fiindcă baza de date a fost deja rulată, a fost deja inițializată și a creat toate fișierele, bootstrap-ul este foarte, foarte rapid și de aceea nu vedeți că așteaptă. Dar în mod normal, dacă eu ar fi să distrug volumul și să recreez baza de date, procesul ăsta de bootstrap ar lua mai mult timp. Și ați vedea că serviciul de aplicație încă nu a fost pornit. El intern așteaptă ca primul serviciu să raporteze starea lui de sănătate. Când a ajuns în momentul ăla, eu pot să mă conectez la baza de date și, cum am zis, să printez tabelele care există în baza de date curentă. Ok, deci asta este prima abordare. Marele dezavantaj al acestei abordări, există și un mare dezavantaj. Inițial Docker Compose-ul a introdus, începând cu versiunea 2.1, a fișierului de compose acest feature de depends on. Și vedeți aici, el raportează starea de sănătate, iar serviciul de aplicație specifică faptul că el depinde de serviciul de bază de date cu condiția de service healthy. Din nefericire, dezvoltatorii Docker Compose-ului au zis, ok, feature-ul ăsta îl marcăm ca obsolet și la un moment dat o să-l și scoatem. Întreaga motivație de ce au implementat lucrul ăsta și apoi, peste scurt timp, vor să-l scoată, o să-l găsiți în pagina de referințe. Ok, deci asta ce înseamnă? Că în momentul de față am suport out of the box de la Docker Compose să-mi rezolv problema mea, dar știu că acest feature la un moment dat o să fie scos. De asemenea, feature-ul ăsta este disponibil până în versiunea 2.4. Dacă vreți o versiune de compose file de la 3 în sus, nu o să mai aveți acces la acest feature. Și atunci am zis, ok, trebuie eu să-mi implementez acest mecanism. Și atunci o să mergem pe varianta 2, bazată pe interacțiunea cu Docker Engine API. Ce vreau eu să fac aici? Iarăși am serviciu de aplicație, în care la fel îmi pasez connection string-ul către baza de date. Și vedeți că aici mi-am mai adăugat câteva variabile. Ce vreau eu să fac? Mă voi conecta, voi porni mai întâi serviciul de bază de date, întrucât Docker Compose vede aici depends on, la linia 17, va porni mai întâi acest serviciu de bază de date. El la rândul lui își raportează starea de sănătate ca și înainte, deci cum ar veni, jumătate din soluție este să folosesc ce am la îndemână,
Specific aici la ce interval de timp să facă pingurile astea, de câte ori să încerce, are un timeout, lucrurile acestea le găsiți în documentația listată în pagina de referințe. Da? Deci partea asta de DB nu s-a schimbat cu absolut nimic, numai că diferența este că aplicația mea folosește un Dockerfile un pic mai complex decât cel de dinainte. La fel, o să am multi-stage build, îmi compilez aplicația, o pregătesc în modul de release și apoi, vedeți, nu mai pornesc .NET executabilul de .NET, ci pornesc un Docker entry point. Asta înseamnă că eu am o logică de startup custom. Și ce voi face eu în logica aceea? Este un script bash, shell, fiindcă rulez pe o imagine de Alpine Linux. Și aici ce fac? Păi, periodic, pur și simplu transmit un ping către Docker API și spun, dăm toate containerele tale care le rulezi și apoi iau răspunsul care este un JSON și folosesc un utilitar numit JQ și selectez din acel JSON informația cu privire la serviciul meu de bază de date și verific eu manual starea. Deci, ce ați văzut voi în prima soluție, ce face Docker Compose out of the box, am implementat eu folosind apeluri către Docker Engine API. Și JQ este un utilitar în linie de comandă, dacă sunteți familiar cu Linux, pur și simplu se fac pipe-uri, și anume rezultatul comenzii de curl, cea care va invoca Docker Engine API-ul și cere un rezultat în format JSON, va fi pasat către utilitarul meu și aici pur și simplu selectează din toate containerele acel container care conține numele de Docker Engine API și are label-ul cu numele serviciul meu de DB. Și mă aștept containerul să fie în starea running, iar statusul să conțină cuvântul health. Da. Nu poți să ceri doar containerul care te interesează. Ba da, deci gândește-te că este un API public, este bine documentat, asta este soluția mea, există soluții mult mai performante, eu de exemplu acum listez toate containerele care merg. Dacă ești într-un sistem de producție, probabil ai sute mii de containere, deci eu nu e o abordare performantă. Dar pentru demo am considerat că e suficient și nu am vrut să insist prea mult. Există și alte mecanisme, pur și simplu trebuie să te uiți în API și să vezi care e cel mai bun apel, cel mai performant. No. Important este însă că mă aștept containerul meu să meargă și să ajungă în starea healthy. Și în acest moment, dacă acest răspuns conține valoarea true, înseamnă că serviciul de bază de date și-a atins această stare de healthy. Deci înseamnă că eu pot să invoc aplicația mea consolă. Deci vedeți, diferența față de prima soluție este acest check periodic. Fac un check de un anumit număr maxim de încercări cu un anumit număr de secunde între două încercări succesive. Deci cumva este implementarea ceea ce face oricum Docker Compose. În cazul în care nu am găsit în timp util serviciul în starea healthy, voi returna 1 și voi lista un mesaj de eroare. Bun. Și acum, de unde vin parametrii din Docker Compose? V-am arătat o grămadă de parametri. Pur și simplu am acest fișier .env în care declar cheie valoare. Bun. Și acum, haideți să facem o mică șmecherie, să vă arăt ce înseamnă dacă nu merge. Pun aici două încercări, pun la o secundă și un entry point, o să-l păcălesc, o să-mi pun eu aici o valoare, așa încât el niciodată să nu găsească containerul ăsta în starea healthy. Și vreau numai să vedeți un pic cum ar arăta chestia asta. Ce anume? Save. N-am dat save. Am dat. E reflex. Sunt programator și Ctrl-C vine așa cum respir. Și dacă n-am scris cod, dau Ctrl-C. Bun. Ok. Și aici la fel o să rulez tot așa cum compose app. Și acum eu ce vreau, când compose-ul trebuie să punească serviciu app, determină că are o dependență de DB, pornește serviciul de DB, după care pornește serviciul de app. Serviciul de app are acel Docker entry point care va rula acel ciclu, da? Și face apeluri către Docker Engine API să descopere dacă serviciul de DB a ajuns în stare healthy. Ok? Și acum, se face build-ul de imagine fiindcă am modificat acel entry point.
că e nasol că n-am partea de rețea. Ok, acum merge. Bun. Și vedeți acum, a pornit serviciul de bază de date, a pornit serviciul meu și serviciul meu rulează acum acel entry point. Da? Deci rulează acel ciclu. Și pur și simplu a văzut, fiindcă eu am pus acel, am modificat valoarea așteptată, el nu găsește că respectivul serviciu de DB este în stare healthy și atunci raportează ok, vezi că baza de date nu e pornită, nu pornesc nici eu. Dacă în schimb corectez și las pe true, cum am ajuns eu la sintaxa asta, cum am ajuns eu la valoarea asta true, iarăși în pagina de referință o să găsiți mai multe informații. Pur și simplu JQ are un așa zis playground, eu am rulat o comandă de curl care ați văzut-o în prezentare, am obținut JSON-ul de containere și pur și simplu în JQ Playground am rulat comenzi până când am găsit o paia bună, asta. Evident, există și alte mecanisme de a interoga un JSON din linie de comandă în Linux. Bun, am pus asta pe true, am salvat, din nou voi recompila imaginea de Docker, o voi rebuildui. Și acum vedeți că instant a găsit că baza de date este up and running. Da? Bun. Acum cu timpul. Cum mai stăm cu timpul? Mai avem 5 minute? Ok. Nu o să vă mai arăt și port checking, că aș vrea să acord timp și pentru întrebări dacă aveți, dar o să găsiți în pagina de referință și informații legate de port checking. Zo. Întrebări dacă aveți. Da. Deci gândește-te, este un shell script în care scrii ce vrei tu. Dacă vrei la o secundă, la 10, la 100, e cum îți programezi tu. Este cod custom. Exact. Și în entry point eu știam că odată la o secundă trebuie să fac acel ping. Dar aș fi putut să pun altceva. Random sau știu eu, exponențial, cum am zis. Ok. Ideea care nu sunt foarte familiar cu Kubernetes, dar din ce știu, nu cred că ei au un asemenea mecanism out of the box. De ce? Fiindcă ajungi la aceeași problemă complexă. Programare distribuită înseamnă că ai mai multe servicii care la un moment dat depind unele de ele. Cum îți dai seama că un serviciu este gata de a primi cereri? Și atunci Kubernetes, de fapt Kubernetes, principiile programării distribuite spun că serviciul tău trebuie să fie făcut în așa fel încât să reziste la asemenea căderi de dependențe. Resilient, fault tolerance și orice altceva de genul ăsta. Și Kubernetes nu cred că are suport pentru așa ceva. În schimb, așa cum recomandă și Docker Compose și așa cum am înțeles și eu, e bine ca serviciul tău să se protejeze de astfel de lucruri. Aplicația mea consolă se ducea direct la baza de date. Dacă era pe running, bine, dacă nu ar fi crăpat că nu se putea conecta. Dar aș fi putut, de exemplu, în loc să obțin o conexiune, să am un... aplicația mea să încerce periodic să se conecteze la baza date. Deci să mod logica din Docker Compose Entry Point în aplicația mea. Și chestia asta o să o faci și în Kubernetes. Dacă îți pică o mașină pe care rulează un serviciu, dacă, nu știu, are loc un dezastru și îți pică cloud provider-ul ăla, serviciile tale ar trebui să fie făcute în așa fel încât să reziste. Dar... ai zis de ce n-ai folosit așa ceva. Poți folosi, dar mulți complexitatea la tine în ogradă. Cu abordarea asta, depinzi de niște tool-uri care deja există. Și atunci ai acest trade-off. Vrei o soluție ceva rapid, ceva simplu de înțeles, simplu de întreținut, sau ai timp să îți rescrii toate serviciile, să le faci fault tolerant. Deci, nu. Da, deci este foarte similar cu acest concept. E foarte similar. Eu am arătat câteva abordări, evident există și altele, și știu că există chiar niște soluții. Citeam la un dat despre Container Pilot, care face ceva de genul ăsta. Ok. Băiatul cu ceasul. Mai avem timp? Dacă mai sunt întrebări. Dacă mai sunt întrebări. Te rog. Practic vrei ca pool respectiv să fie tot
help, să zic așa, ca să poți să ducă... Da. Pe tine te interesează ca cel puțin... Exact. Tu dacă ai acel, să zic, cluster, pe tine te interesează ca cel puțin un serviciu din acel cluster să fie up and running. Și de regulă ce o să faci, o să ai un load balancer în față. Atunci ping-ul trimis către load balancer, care în spate trebuie să găsească măcar o instanță healthy. Dacă a găsit-o, e ok. Nu contează ca toate, ci cel puțin unul, corect? Și... Nu. Eu zic că e suficient ca un singur serviciu să fie up and running. Pe tine nu te interesează ca toate instanțele acelui serviciu să fie, numai unul. Și atunci ping-ul nu-l mai faci la o anumită instanță, ci îl faci la load balancerul care ți-l vei pune în fața instanțelor. Ca așa o să lucrezi și cu Kubernetes, oricum îți face cel ingress controller. Deci, așa lucrează și el. Ok, asta e atunci, da? Ok, bine, mulțumesc frumos!